Salut, Romeo sunt de la echipa tutorial video, bine v-am găsit. Astăzi doresc să vă povestesc despre situația în care dumneavoastră ajungeți să fiți virusat, ce anume trebuie să faceți, care ar fi fără să aveți ajutorul unui specialist, care ar fi primii pași pe care ar trebui să executați până ajunge la o devirusare. Dacă aveți marele noroc, puteți chiar să realizați devirusarea inițială chiar și dumneavoastră. Deci, în primul rând, mare parte din devirusare v-am arătat într-un alt tutorial care se lega de procesele sau evenimentele care trebuie să le aplicați în Windows pentru a ajunge la devirusare. În acest tutorial nu voi arăta ce trebuie să faceți în Windows, ci eu vreau să vă arăt care sunt aplicațiile sau ce aplicații ați putea descărca de pe internet și sigure și bune, cu care puteți începe o scanare rapidă pentru a găsi vinovatul, virusul. Bineînțeles, deschidem o pagină de internet. Am închis-o și am deschis-o din nou. Pe Google scriem simplu sau virus spațiu online scanner. Aici o să vi se afișeze cele mai multe scanere online pe care sunt accesibile și pe rând, luând dintre cele mai bune la cele care nu sunt atât de reușite ca și scanare, o să vi le recomand pe rând. Cele mai multe sunt chiar și în limba română. După cum vedeți, cei de la Kaspersky au o pagină specială pentru România, unde tot este în română. De aceea, de pe linkul acela ne-a dus direct pe pagina de scanare online. Nu am foarte mulți pași de făcut. Un click pe scanează și după câțiva pași adiționali pe care mi-i cere, am nevoie de platforma Java. Eu accept termenii, pentru că aici există niște termeni de acceptat. Și aici, în acest moment, se instalează aplicația lor cu care ei vor scana întreg calculatorul. Dacă aici o execută run, în următorul pas va începe scanarea. În acest moment eu dau cancel și urmând ca de aici să continuați dumneavoastră scanarea respectivă. Este un scanner 100% sigur, nu trebuie să vă faceți probleme că nu ar face treaba exact cum trebuie. Acesta a fost mesajul că nu am acceptat scanarea. Deci urmați pașii, executați scanarea. Din momentul în care el a terminat scanarea cap-coadă, sunt convins că o mare parte dintre probleme le veți rezolva. Un alt scanner bun și chiar foarte bun este cel de la Bitdefender. Din nou deschidem pagina de scanare și de aici direct avem o opțiune de Start Scanner. Fiecare scanner la rândul lui va încărca o aplicație prin browser. Această aplicație uneori s-ar putea uneori să nu funcționeze pe Mozilla și să fiți nevoiți să descărcați acea aplicație sau să lăsați să se instaleze acea aplicație prin Internet Explorer. Deci e recomandat să faceți evenimente sau aceste chestii care vi le arăt aici în Internet Explorer, nu în Mozilla, cum execut eu. Start Scanner. Acum, vedeți, a pornit acea aplicație care dorește să se instaleze. Eu nu o să-i dau drumul acestei aplicații. Foarte repede, foarte ușor. Și următorii pași este direct scanarea sub mediul Windows a fișierelor. Și tot așa, dintr-o scanare cap-coadă, veți ajunge la un moment dat că veți rezolva parte mare din probleme. Deci și Bitdefender, scanner online, este un scanner foarte bun și foarte reușit. Un alt scanner online foarte bun și reușit este scannerul de la Symantec.
cei care au Norton-ul, antivirusul. Dacă accesăm prima pagină, avem opțiunea de a-l descărca. El rămâne într-un task scheduled continuu și la perioade setate de dumneavoastră el va porni automat, dar vorbesc de scanere online în acest moment. O să am opțiunea continue ca să verifice Symantec problema asta, să nu trebuiască eu să îl descarc și am două tipuri de scanări. Security Scan, care verifică thread-urile online, adică tradus ar fi amenințările care sunt online. Se referă la amenințările care comunică cumva date cu exteriorul prin internet. Iar alt scanner este Virus Detection, cel care detectează acest virus. Amândouă operânde se pot porni. La fiecare în parte, dacă acceptăm și Next, se deschide tot așa prin Java aplicația de scanare. Deja scannerul a și pornit. Eu să o dau stop și mut pe Virus Detection, unde pot din nou să dau Accept și Next. Este extrem de util și acest scanner de la Symantec. Alt scanner extrem de bun e cel de la Panda Security. Tot așa, pagina de scanner prin Scan Your PC Now se deschide o fereastră unde direct pot scana. Scan Now. Install. Aici se instalează acest ActiveScan 2.0, un plugin. Nu voi face această instalare pentru că nu necesită, dar până în acest pas de aici deja, cum vă și arată, sunt doi pași până să ajungeți la scanare. Deci cu această scanare eu pot să o închid. Închid această fereastră și aceasta. Acesta a fost Panda, foarte reușit și Panda. Mergem mai departe. Cei de la ESET, compania care produc Note 32, au din nou un online scanner, foarte util și acesta. Internet Browser Support. Deci avem nevoie de lansarea lui din Internet Explorer, de aceea deschidem un Internet Explorer. Deci, vă spuneam, sunt unele aplicații, OCX-uri, DLL-uri, aplicații care se instalează ca și ActiveX din browser. Sunt înregistrate în sistemul de operare doar prin Internet Explorer, ele fiind în mare parte aplicații Microsoft, creații Microsoft. Și de aceea nu prea acceptă sau nu întotdeauna sunt compatibile cu browserele de alt tip decât cele de-al lui Microsoft, cum este Internet Explorer-ul. Deci scriu virus online scanner și ajung pe pagina 2, unde primul este ESET. Da? Îl deschid într-un tab nou. Îl lansez. Și altfel arată. După cum vedeți, nu mai avem aceeași fereastră cu lansarea, cu descărcarea lui. După cum vedeți aici în Mozilla, ne dă linkul pentru a-l descărca și ulterior să-l instalăm local și să scanăm cu el local. Acest lucru ne interesează pentru că vorbim acum de scanner online. Trebuie doar să accept termenul lor, execut un start și scanarea cred eu că pornește automat imediat după ce se descarcă acea aplicație și după ce se instalează. Vedeți? Install addon-ul respectiv. Nu o să fac acest lucru. Îl închid și cu asta v-am arătat și scannerul online a celor de la ESET. McAfee FreeScan, o altă companie care execută scannere și scannere online și chiar și antivirus. McAfee este extrem de bun relația pe internet. Au niște antivirus web extrem de bine puși la punct.
Acestea este condițiile lor. Scan now. Pe browser nu suportă, din nou aceeași problemă, nu suportă browserul Mozilla. Revenim în Internet Explorer, McAfee Home. Scan now. Și după cum vedeți, el deja descarcă aplicația care trebuie să se instaleze la mine. Imediat îmi apare sus în bară acel avertisment că dorește să se instaleze, la care eu ar trebui să dau click dreapta și install, urmat de pasul de scanare. Încă se face download-ul, probabil că este un pachet destul de mare. Până una alta mergem mai departe. Acesta este altceva, o să vă arăt mai târziu, F-Secure, Online Virus Scanner, și această companie are un scanner online destul de reușit. Și mai mult decât atât, cei de la F-Secure au posibilitatea scanării mai intense asupra spyware, ceea ce deja se instalează aplicația, vedeți bara de sus, care mă avertizează că vrea să se instaleze ceva. Dacă execut allow, se instalează în browser și pornește scanarea. Eu de acest instalare nu doresc. Cei de la Avast acesta nu este un scanner online, vedeți și scrie că e antivirus, deci nu ne interesează. Antivirusul este complet separat tratat ca și un scanner online. Antivirusul necesită instalare locală, ceea ce înseamnă folosire de spațiu pe hard disk, updatare continuă, scanare în background continuu, servicii create în lista de servicii, folosirea resurselor calculatorului intens, mult mai puternic decât un scanner online, deci un antivirus se tratează sub o altă formă. De aceea nu vorbim acum de antivirus, sub nicio formă. Abia acum, dacă mă uit pe McAfee, unde mai devreme era download-ul acela pentru add-on-ul de instalat, acum a terminat, eu nu o să dau acest instalare, îl închicip acesta exact ca și pe celelalte și revin în fereastra altă. Deci vă spuneam că antivirusul este o altă aplicație, se tratează sub altă formă, de aceea nu vorbim acum de antivirus, vorbim de scanere online, extrem de rapid ajungem la ele, o diversificare mare pe internet legat de companii. Vă arăt acum doar scanerele importante și sigure, care nu aduc în urma lor alte probleme. Sunt scanere, într-adevăr, care s-ar părea că nu sunt chiar așa de sigure, chiar mai mult decât atâtea. Scannerul în sine virusează calculatorul, dar dacă urmați link-urile pe care vi le-am arătat eu, sigur nu o să aveți probleme cu acest virus. Chiar și acest Windows Security.com, el pare extrem de neprietenos. Neprietenos pentru cel care cunoaște acest gen. Mai mult decât atât, chiar crezi că este un virus. După link, cel puțin mie, dacă îmi spui linkul Windows Security Trojan Scan, pot să cred din prima secundă că chiar el este un virus. Dar vă spun sigur, în cazul acestui Windows Security Trojan Scan, că acesta este sigur și chiar într-adevăr este un scanner online, nu este un virus. Scan my computer for Trojans. Deci acest caz este, dar din păcate spune că apare o eroare. Suportă XP, sistem de operare pe care l-am eu, dar am o problemă la setarea browserului, asta din cauza că l-am deschis din Mozilla. Bineînțeles că dacă repet aceeași treabă din Internet Explorer, această problemă dispare. L-am deschis din Internet Explorer. Scan my computer for Trojans.
și deja altfel arată și sus deja apare Install Add-ons. Nu o să lasă să se instaleze. Și acesta este un scanner extrem de puternic, chiar dacă în prima fază, pentru cel care este mai cunoscător de ale virusilor pe internet, tinde să creadă că acest link pare a fi chiar el însuși un virus. Bun, mergem mai departe. Symantec, vi l-am arătat pe Symantec. Panda Security v-am arătat și ei au un virus, un scanner online. Scanner online v-am arătat de la ESET. Bun, asta ar fi opțiunea de scanner. Acum, în momentul când ajungi la o astfel de problemă de a fi virusați, eu v-am arătat vreo 6 scannere sau 7, nici nu le-am numărat câte am deschis, toate 100% sigure și sunt convins că scanând fiecare în parte cu fiecare în parte calculatorul dumneavoastră întreg cap-coadă, sunt convins că multe din problemele care sunt vor dispărea. Companii care produc softuri antivirus mai sunt, chiar și scannere online, dar eu zic că dacă scanați cu 5-6 scannere online, problema este mare parte ca și rezolvată. Acum, dacă avem probleme la un fișier, nu suntem virusați, dar acest fișier, de fiecare dată virusul dumneavoastră sau antivirusul dumneavoastră, dacă aveți un antivirus Node32, de exemplu, care este foarte activ la nivel de și updatat foarte des, astfel cunoaște toate variantele de virus și tot pericolul ce vine din internet sau din fișiere, alertă foarte repede vine și aveți un fișier care vi-l dă un prieten și credeți că e virusat pentru că non-stop antivirusul dumneavoastră deschide fereastra de alertă. Nu-l șterge pentru că vă dă opțiunea și alegeți să nu-l șteargă, să-l lasă în pace, știind sigur că fișierul respectiv nu este virus. Ce puteți face pentru a nu scana, pentru a nu avea problema în continuare? Bineînțeles, setați antivirusul dumneavoastră, cum am și eu, Node32, setați ca el să nu mai aibă niciun fel de alertă, undeva în setup, Advanced Setup, există opțiune de Exclusions, exact, și pur și simplu fișierul îl alocați undeva în spațiu pe hard disk și îl bifați ca și un fișier exclus. Mergeți până unde e el și dați click pe respectiv OK și fișierul acela executabil care tot timpul are alertă nu va mai fi luat în considerare. Asta puteți face cu aplicația dumneavoastră, antivirusul dumneavoastră, ceea ce vă va asigura că el este fără probleme. Acum, dar dacă dumneavoastră nu sunteți convins că el este sau nu este un virus, sunt softuri, aplicații pe internet care verifică fișiere și acum o să vă arăt trei dintre ele care scanează fișiere. Unul dintre ele este așa numit Joti Malware Scan. Așa, după cum vedeți la Scanners Used, în partea asta sunt companiile care, printre altele, au și scanner online, dar companiile ale căror scanere cumva sunt cumulate în ceea ce face el, probabil fiecare companie în parte are o strategie sau are un număr de virus cunoscuți, sau de malware sau spyware. El face un cumul, bineînțeles, sub un criteriu foarte bine cunoscut pentru a separa, dacă scanezi un fișier, să vedeți, pentru a separa un fișier, deci o companie de cealaltă, nu le face un cumul și zici la sfârșit că nu ești virusat, și pe fiecare companie în parte dă un rezultat. Păi să vă arăt repede unul micuț, să zicem că iau un fișier mic, la size, luăm 1D, 3 kilo, asta e 1 mega. Bun, aici am browse, l-am alocat și dau submit. Așteptăm, se face uploading-ul, se încarcă sus pe internet.
după care ne va arăta defalcate fiecare companie în parte cum ar scana dacă ar trebui scanat cu aceste softuri. El face un cumul de scanere, dar totodată și ne raportează separat această scanare. A terminat scanarea și, după cum vedeți, acesta este raportul, scanerele fiecare în parte fiind scanate rapid și raportându-ne, spunându-ne că nu există pericol de la niciun fel de scanner. Acesta este acest IoT. E foarte bun la acel lucru de care vorbeam mai devreme, în sensul că aveți fișier care alertă și nu vă lasă antivirusul în pace și setați porțiunea aia de exclusion pentru a nu veni alerta. Scanând cu acest IoT, automat, unul dintre ele, sunt convins că va găsi ceva. Deci va găsi ceva. Atunci mergeți pe compania respectivă și căutați anti-spyware sau anti-remover, sunt softulețe care șterg aceste aplicații, dar nu la nivel de aplicații de executabil, și cumva șterge eticheta respectivă că ar fi probleme cu el. Bun. Alt scanner de acest gen pentru fișiere este VirusTotal. VirusTotal Free Online Malware Scanner. Acestea sunt fișiere, știți foarte bine că un antivirus nu detectează pericol de tip malware și spyware. Acestea sunt fișiere care sunt rezidente, chiar scripturi, sunt scripturi care nu prezintă niciun fel de pericol, doar că fac transmisii la greu de date pe internet, spam puternic trimis din calculatorul dumneavoastră. Aceste fișiere nu sunt considerate pericol pentru antivirus. Ele sunt depistate uneori, dar nu în totalitate, și de aceea e bine, când credeți că aveți probleme cu un fișier, să le verificați cu un astfel de soft gen VirusTotal sau celălalt IoT. Haideți să mai scanăm încă o dată pe acest fișier pe care l-am scanat mai devreme. Send file. Îmi spune să nu închid fereastra până când nu termină de uploadat. Imediat termină, nu mai are mult. Și după aceea vă mai arăt încă unul. Da, acesta l-a terminat. Show last report. Vedem ce a reportat. Și mă uit lista de sus până jos. Astea sunt antivirusii care ar trebui să-i detecteze. Nu a detectat la niciuna dintre ele pe coloana result un fel de pericol. Bun. Și acesta este un file scanner extrem de bun. Și ultimul, cel de la Kaspersky, ultimul care îl cunosc sau care mă folosesc de el. Acesta este Kaspersky Comscan for Virus. Am o fereastră unde am un browse. Browse. Din nou la eu acest fișier mic, submit. Bun, și el se încarcă până în alta. Așa, alt mod de a verifica starea unor fișiere sau sistemului de operare. Să vedem dacă a terminat. Da, a terminat. După cum vedeți, unul dintre, o bucățică mică din partea lui, este splituită în 40 de fișiere de către cei de la 44 de fișiere de către cei de la Kaspersky. Probabil că în interiorul executabilului înainte de compilare au existat 44 de fișiere. În fine, ideea este că toate sunt cu OK, nu e niciun fel de probleme. Bun, vă spuneam că următorul pas ar trebui să faceți rapid după ce ați scanat cu scanere online, ați verificat fișierele care credeți că sunt cu probleme cu aceste file scanere. Există process monitor, o aplicație numită process monitor. Haideți
să vedem dacă l-am nimerit. Da, acesta este. Proces monitor are doar 1 MB și 400 și după cum citeți aici, acest monitor este o aplicație avansată a ceea ce se numește Task Manager din XP, unde putem vedea la nivel de procese, memoria și tot felul de detalii legate de funcționalitatea lor. Acesta folosește utilități de sistem, File Monitor și Reg Monitor, inclusiv și registrii îi monitorizează în timpul execuției și, bineînțeles, este un utilitar extrem de bun pentru a te verifica în asemenea momente. Îl descărcăm. Acest monitor îl dezarhivăm. Bun. Și Procmon Exe. Și îl rulăm mai gri. Și acesta este. Așteptăm un pic până când el pornește toate fișierele și toate de verificat. După cum vedeți, a afișat o listă imensă de fișiere. Aici ar fi multe de povestit. Acesta necesită un tutorial complet nou, dar ce trebuie să știți este că acest program este atât de bun încât puteți să vă dați ușor seama de tot ce mișcă în calculatorul dumneavoastră. Foarte repede, așa explicând cam cum ați putea lucra în mare cu el. În momentul când aveți o problemă, considerați că este un virus sau merge greu calculatorul, cu acest program instalat odată sau pornit, că nu se instalează, ci se pornește, deschid Task Managerul, așa rapid, ordonez după CPU ca să văd ce sistem rulează cel mai puternic, ce program rulează cel mai puternic. O să văd că unul dintre ele este cel care e dubios și care nu-mi convine mie, că nu știi despre ce este vorba. Și haideți să văd unul care consider că e dubios, dar nu o să găsesc, dar JQS, asta e urât, așa nu prea arată nicicum ca și denumire. Bun, o să vedem despre ce e vorba cu el. Îi țin minte JQS.exe, mă duc în acest program, după ce s-a încărcat complet, filter, filter. Aleg opțiunea ca la display name să fie, la coloana să fie process name, aici, is, să fie exact, jqs.exe, add, dăm apply și dacă vă uitați, ok, vă uitați, au rămas de sus până jos numai jqs. Nu știu câte linii sunt, foarte multe linii, o grămadă de linii. Din asta pot să-mi dau seama așa rulând rapid peste el ce anume execută acest JQS în acest moment. Adică are legătură cu fișiere din setup, din System 32, are legătură cu Java, are legătură cu registri, Service Pack. Acesta este un fișier extrem de important, se pare că, și mai mult ca atât este legat de Java. Ceva Java scheduler de update, pentru că foarte multe fișiere de Java și numele cu J e Java. Am ales un fișier greșit, dar ca să vedeți cum lucrează acest program, aici, dacă ar fi fost un virus sau o problemă, imediat ar fi dus către căi greșite, unde un profesionist sau unul mai cunoscător poate să ia o decizie, da, acesta este virus. Acesta este proces monitorul. Am închis, extrem de bun pentru cei care se știu în arta Windows-ului, virusului. Și un ultim lucru care aș putea să vă spun despre aplicațiile de pe internet rapid, rapide, pe care ați putea să le folosiți în momentul virusării, este pentru protecție, este firewall-ul. Dacă tastăm firewall în Google, o să găsim din nou destul de multe. Zona Alarm este renumit și multă lume îl cunoaște ca un firewall destul de puternic. Cei de la Microsoft folosesc un firewall personal pe care puteți să-l descărcați. Acum nu o să le mai descarc pe toate. Acest firewall, oricum, este o aplicație ce se instalează în protecția, este un zid de protecție și XP-ul, după cum știți, are un firewall propriu.
control panel, există acest Windows Firewall. Mai mult decât atât, este acest Windows Defender pe care îl folosește Windows în scanări, dar în XP Service Pack 2 el încă nu este instalat. Cam astea ar fi legat de aplicațiile rapide pe care puteți să le rulați. Încă o dată concluzionând, e vorba de acei scanneri online pe care puteți să-i accesați, e vorba de acele file scanner-uri pe care rapid puteți să le accesați și e vorba de acest proces monitor care vă învață cu puțin studiu asupra programului, vă învață despre urmărirea fișierului, astfel concluzionând despre el că este sau nu este un virus. Aceste fiind spuse, vă mulțumesc pentru că m-ați urmărit și ne reauzim la tutorialele următoare.